În continuare discutăm despre o conferință ce se va desfășura pe data de 26 octombrie și poartă un generic foarte subtil și sunător, oarecum, perspective și oportunități de angajare pentru tinerii din Republica Moldova. Detalii ne va oferi în continuare secretara de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, doamna Galina Rusu. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Aș vrea să aflăm mai multe detalii despre această conferință, cum se va desfășura și ce subiecte sunt pe ordinea zilei. Organizăm această conferință Ministerul Educației și Cercetării, dar în parteneriat cu alte ministere, inclusiv cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Conferința se organizează pe data de 26, adică, iată, acum miercuri, începând cu ora 9 și pe parcursul întregii zile. Ne propunem câteva subiecte de discuție, dar practic dorim această conferință, împreună cu alte evenimente și activități organizate, să fie o platformă de dialog între părțile implicate, astfel încât să asigurăm piața muncii din Republica Moldova cu personal calificat, conform necesităților, vremurilor care sunt în plină dezvoltare, inclusiv pe diverse sectoare, energetic și multe altele. Așa, dar cine poate participa la această conferință? Se poate înregistra în principiu oricine, dar ne dorim foarte mult ca să participe la conferință agenții economici, instituții de învățământ, în principiu profesional, tehnice, dar și de învățământ superior, organizații de tineret, atât guvernamentale cât și non-guvernamentale, astfel încât să avem într-adevăr un dialog foarte constructiv și să trasăm linii importante pentru dezvoltarea sectorului și, într-adevăr, să avem o angajabilitate mai bună pentru tinerii din țara noastră. Apropo, cred că scopul primordial al acestei conferințe este să identificăm soluții pentru tinerii care se confruntă cu anumite provocări imediat după absolvirea studiilor. Care ar fi acestea? Provocările cu care se confruntă inclusiv tinerii sunt că sau formarea lor profesională nu este exact așa cum o cere piața muncii, sau se mai întâmplă că condițiile de muncă, și aici nu vorbim doar despre salarizare, nu sunt pe măsura așteptărilor tinerii generații din țara noastră. Dar cum urmează să fie modificată sau adaptată? Cum se va face acest upgrade al formării profesionale prin intermediul acestei colaborări frumoase pe care o aveți cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova? Aici eu aș menționa două momente cheie în soluționarea problemei menționate. Unul din momentele cheie este că să avem o pregătire pe măsura așteptărilor, ceea ce ar însemna că în parteneriat concret cu agenții economici să stabilim acele competențe necesare pentru piața muncii, deci formarea să o adaptăm necesităților, programele de studii, standardele de calificare să fie adaptate necesităților, iar deja tinerii formați să-i ajutăm prin diverse colaborări și platforme, să-i ajutăm să-și găsească locul potrivit, având deja aceste competențe formate, să-și găsească locul potrivit în câmpul muncii, agentul economic, deci practic să-i ajutăm ca tinerii și agentul economic să se întâlnească în cel mai optim mod. Deci această conferință urmează să se transforme într-o punte de cooperare și dialog între tinerii absolvenți, de acelor care își doresc să intre pe piața muncii, să aibă un loc de muncă, și, evident, agenții economici. Vreau să vă întreb totuși cât de receptiv este mediul de afaceri în participarea unor astfel de evenimente. Deci ne bucurăm că avem în calitate de partener Camera de Comerț și Industrie, care îi mobilizează, zic eu, pe agenții economice, fiind peste 1000 de înregistrați în această
pentru această asociație. Așa. Asta, într-adevăr, este un ajutor, iar din altă perspectivă aș zice că da, avem carențe și la acest capitol, încât agenții economici să nu răspundă întotdeauna solicitărilor. Cert este că trebuie să înțelegem că vom avea personal calificat doar atunci când vom avea un dialog constructiv și nu poate fi altfel decât formarea să fie a personalului să fie doar în urma identificării corecte a necesităților acestora. Deci trebuie să înțelegem cu toții că dacă nu ne implicăm, nu vom ajunge la rezultatul scontat. Aveți perfectă dreptate. Doamna Rusu, totuși aș vrea să vorbim un pic și despre procesul de legiferare a studiilor duale sau a învățământului dual, pentru că auzim tare multe, mai ales în ultima perioadă, dar totuși cum stăm cu cadrul legal la acest capitol? Da, una dintre modalități de a racorda studiile la necesitățile pieței muncii este învățământul dual. Ne bucurăm că a fost posibil în luna aprilie anului curent să Parlamentul Republicii Moldova să aprobe legea învățământului dual, care reglementează în detaliu, zic, această formă de învățământ. Vreau doar să menționez că după o experiență de 8 ani în Republica Moldova, dar și bazându-ne pe experiența altor state, precum, spre exemplu, Germania, care a fost modelul nostru pe baza căruia am construit această formă de învățământ și am legiferat această formă în Republica Moldova, venim doar cu părți, zic eu, pozitive, atât pentru elevii implicați care vor beneficia și de bursă și de o așa numită remunerație, salariu, remunerație, care reprezintă minimumul salariului în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că elevii nu doar vor învăța inclusiv la locul de muncă, dar și vor fi remunerați pentru aceasta. Iar pentru agenții economici, conform legii, este preconizat ca să avem compensarea cheltuielilor suportate în procesul de studii pentru acești elevi până la 50%. La moment legea este aprobată și lucrăm la alte acte subsidiare privind, știu eu, forma contractului de studii, modalitatea de compensare a acestor cheltuieli care prin lege sunt asigurate. Deci lucrăm la detalii mai mici pentru ca această formă să funcționeze și într-adevăr să prindă aripi în țara noastră, pentru că experiență foarte pozitivă după rezultatele care sunt obținute în țară și în lume. Cu siguranță încă urmează modificări, dar un lucru e important, baza a fost foarte bine cementuit, așa ca să-i zicem, și foarte bun exemplul Germaniei, într-adevăr, mai ales că începând cu a doua jumătate a anului 2022, am avut parte de mai multe delegații oficiale din această țară privind învățământul dual și bunele practici pe care le putem implementa pe teritoriul Republicii Moldova. Vreau să vă întreb și ce așteptări aveți dumneavoastră personal de la această conferință și, evident, ce pași urmează să fie întreprinși de autoritățile din Republica Moldova pentru a susține tinerii să rămână acasă și să se angajeze oficial. În contextul menționării dumneavoastră, chiar și în cadrul acestei conferințe, vom avea parte de o prezentare a unui expert internațional, dar deja pe direcție de angajabilitate și măsuri de luat în vederea îmbunătățirii acestei dimensiuni. Iar așteptările noastre post-conferință sunt, sau de la această conferință, sunt ca să înțelegem pozițiile părților implicate, astfel încât să putem strategic, la nivel de documentare, zic eu așa, guvernamentală, să planificăm activitățile încât să ridicăm angajabilitatea tinerilor, apoi să
să avem acțiuni pentru implicarea directă a agenților economici în acest proces și ne punem ca și scop să avem un dialog și cu organizațiile non-guvernamentale ce se ocupă de probleme de tineret, ca să ajungem la fiecare tânăr care dorește să rămână acasă și să îmbrățișeze o profesie necesară țării noastre. Într-adevăr, o conferință ce are mari așteptări, ce are multe scopuri și e doar într-o susținere a tinerilor din Republica Moldova. Doamna Rusu, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes în tot ceea ce faceți și vă așteptăm cu rezultate frumoase de fiecare dată. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.